Mă bucur să fiu din nou cu dumneavoastră în dimineața aceasta. Sunt deja de o perioadă acasă. O să mai fiu o perioadă acasă. Într-un fel, am puține emoții pentru că tema acestei luni este o temă destul de importantă. Luna trecută, dacă bine știți, am avut primul mesaj la începutul lunii. A fost puțin mai ușor. Însă, de data asta, sunt la sfârșitul lunii și probabil că sunt anumite standarde. Dar mă rog că... Mă rog ca Dumnezeu să cuvinteze ceea ce ar vrea El să ne vorbească în dimineața aceasta. După cum bine știți, Tema lunii acesteia este rededicat cuvântului. Cuvântul lui Dumnezeu revelat prin scripturi este vital pentru viața și maturizarea spirituală a Bisericii lui Hristos. Credem lucrul acesta? Amin. Pe lângă acest lucru esențial, această Colecție de cărți inspirate de Duhul lui Dumnezeu este și cea mai studiată carte din lume. Nu doar de către teologi și cercetători biblici, dar și de către arheologi, istorici, filozofi, lingviști și chiar și atei. Această carte a stat la baza dezvoltării intelectuale a Europei și a Americii. Legi de guvernare a multor state au fost create pe baza eticii morale pe care Scriptura le prezintă. Câteva statistici, chiar dacă peste 100 de milioane de Biblii se vând în fiecare an, Biblia este, din păcate, tot mai greu citită. Însă, în același timp, Biblia este și cea mai furată carte din lume. Cred că Dumnezeu are modalitățile Lui de a transmite mesajul. Biblia este tradusă în întregime în peste 530 de limbi și în parțial în aproape 3000 de limbi și dialecte. Evenimentele descrise în scriptură au loc pe trei continente, Asia, Africa și Europa. Și ar fi multe alte lucruri interesante de menținut, însă vreau să precizez încă un lucru. Mulți oameni și-au pierdut viața pentru a ajuta la înaintarea acestui Cuvânt. Menționam mai devreme că Biblia a ajutat la dezvoltarea intelectuală a Europei. Ei bine, începutul acestui lucru a fost tragic. De exemplu, după ce John Wycliffe a terminat de tradus Biblia din latină în engleză, el a murit, însă toate copiile în limba engleză au fost arse. Pe lângă aceasta, William Tyndale a fost ars de viu în 1535 pentru că a printat prima ediție în limba engleză. Însă la doar patru ani după, Biblia era deja tradusă în engleză și acceptată de regele Angliei. Și ar fi o sumedenie de exemple pe care le-am putea menționa despre oameni al lui Dumnezeu, curajoși care și-au pierdut viața datorită faptului că au fost în posesia sau au ajutat la distribuirea acestui cuvânt. De ce menționez aceste lucruri? Pentru că dacă ai o Biblie în fața ta în dimineața aceasta, aș vrea să te uiți bine la ea și să fii mulțumitor că trăiești clipe de har în care poți să fii în posesia unei Biblie și când vei deschide Biblia data viitoare, să-ți aduci aminte că acest cuvânt are o istorie grea în spate. Un trecut fără de care poate azi tu și eu nu puteam avea o Biblie. Însă, în ciuda faptului că mulți s-au luptat pentru a distruge acest cuvânt, totuși Dumnezeu este suveran și în control peste istoria umanității. Și ca rezultat, azi ai o Biblie de care poți să te bucuri și să o citești în pace și liniște într-o țară liberă. Charles Spurgeon a spus odată o Biblie care se destramă aparține unui om al cărei, vieți, al cărei vieți nu se destramă. Și cred că a avut dreptate. Ronald Reagan, al 40-lea președinte a Statelor Unite, spunea între coperțile Bibliei se află toate răspunsurile la problemele pe care omenirea le întâmpină. O, dacă America ar asculta Cuvintele acestea. În această dimineață, dimineață, aș vrea să ne concentrăm atenția unui episod destul de interesant, o experiență poate puțin surprinzătoare în același timp, și o lecție din care cred că, ca și Biserică, putem învăța multe lucruri și apoi să le aplicăm în viața noastră. Aș vrea să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu și vă ridic. Cu respect, să vă ridicați. La fapte 17, și poate că deja v-ați dat seama, fapte 17, de la versetul 10, voi da citire. Frații au trimis în dată noaptea pe Pavel și pe Sila la Berea. Când au sosit. Au intrat în sinagoga iudeilor. Iudeii aceștia aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Au primit cuvântul cu toată râvna și cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce le se spunea este așa. Mulți dintre ei și din femeile cu vaza ale grecilor și mulți bărbați au crezut. Iar iudeii din Tesalonic, când au aflat că Pavel vestea cuvântul lui Dumnezeu și în Berea, au venit acolo ca să tulbure și să atâțe noroadele. Atunci frații au în îndată pe Pavel spre mare, Sila și Timotei au rămas în Berea. Amin. Puteți să vă reașezați. Titlul mesajului pentru dimineața aceasta și nu știu dacă se poate afișa, este devotat, devotament pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Devotament pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Călătoria lui Pavel către, pa, către, către Berea face parte dintr-o călătorie mai mare de misiune pe care el a planificat-o. Oarecum această călătorie începe undeva prin capitolul 15 din fapte, unde Pavel împreună cu alții ucenici pleacă spre Antiohia. Din Antiohia ajunge în Derbe, în Listra, unde îl întâlnește pe Timotei. Apoi Pavel și Sila pleacă spre Troa, în Asia, și apoi se opresc în Filipii, o cetate din Macedonia. Acolo, după cum bine știm, Pavel și Sila o întâlnesc pe Lidia. După câteva întâmplări, am putea spune miraculoase și, într-adevăr, miraculoase, Pavel și Sila ajung în Tesalonic, unde au rămas pentru aproximativ trei săptămâni. După ce au provodit Evanghelia și mulți dintre cei care au ziseră învățătura lui Pavel, au crezut în Evanghelia lui, Biblia ne spune că iudeii care nu crezuseră în Evanghelie au căutat să îl prindă pe Pavel și pe Sila, Însă aceștia au fost ajutați de Iason și alții să scape noaptea și să fugă în Berea, care se afla aproximativ 75-80 de kilometri la sud de Filipii. O călătorie cu peripeții. Ideea principală de la care aș vrea să pornesc este aceasta. Că aceste două episoade ale misiunii lui Pavel din Tesalonic și din Berea subliniază importanța autorității, autorității scripturilor, invariabilitatea Evangheliei lui Isus ca Mesia crucificat și înviat, opoziția constantă față de Evanghelie și realitatea solidarității dintre urmașii lui Isus. Importanța scripturilor. Adevărul că Evanghelia îl prezintă pe Isus ca Mesia. Opoziția constantă față de Evanghelie și apoi realitatea solidarității între urmașii lui Isus. Și dacă ne concentrăm atenția pe primul verset citit, și anume versetul 10, aș vrea să punctez primul punct. Oportunități în încercare. Opportunities in trial. Și aș vrea să intrăm direct în text și să citim și să vedem ce putem învăța din acest episod. Primul punct pe care, așa cum am menținut, aș vrea să-l analizăm este de a profita de oportunități în ciuda circunstanțelor de încercare sau a problemelor în care ne aflăm. Să profităm de oportunități în ciuda circumstanțelor de încercare și problemelor în care ne aflăm. Uitați-vă, vă rog, în versetul 10 care spune în felul următor: Când au sosit, au intrat în sinagoga iudeilor. Pavel și Sila nu așteaptă să treacă o perioadă pentru a-și face un plan de acțiune. Nu așteaptă ore, zile, luni sau chiar ani să-și facă curaj pentru a vesti Evanghelia despre Isus. Din contră, Pavel și Sila ajung într-un oraș nou, o comunitate nouă și ce fac ei? 1. Identifică oportunitatea. 2. Acționează în urma oportunității. În cazul nostru, identificarea oportunității este sinagoga și comunitatea de iudei. Apoi, acționarea lor, Pavel intră în sinagogă și cel mai probabil că le-a vestit Evanghelia cu ajutorul cuvântului scris în scripturi. Pavel și Sila au venit deja cu tema învățată. Exact același lucru îl făceau de fiecare dată când ajungeau într-o cetate nouă. Chiar în Tesalonic, cetatea precedentă din care au fugit, Pavel a făcut exact același lucru. Fapte 17, primele două versete spun în felul următor. Pavel și Sila au trecut prin Amfipoli și Apolonia și au venit în Tesalonic, unde era o sinagogă a iudeilor. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. Trei zile de sabbat a vorbit cu ei din Scripturi. Dovedind și lămurind că Hristosul trebuia să pătrinească și să învieze din morți. Sunt ferm convins că această inițiativă de a identifica o oportunitate și de a acționa în urma acestei oportunități, indiferent de circunstanțele în care se aflau, era de fapt o atitudine de împlinire a poruncii pe care Isus o dă în Matei 28, ultimele două versete, unde Isus spune în felul următor: Isus s-a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis. Toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, potezându-i în numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele și până la sfârșitul veacului. Amin. Ce altă promisiune ai mai avea nevoie? Pentru a lua acest cuvânt și a-l pune în practică. În dimineața aceasta te provoc să te gândești la oportunitățile pe care Dumnezeu le-a dus în viața ta. Aș vrea să te gândești la acele oportunități de care, ai de, de care ai decis să profiți și să acționezi, și la cele pe care ai decis să le ignori. De ce ai acționat în unele circunstanțe? Și de ce ai ales să nu acțiezi, acționezi în alte circunstanțe? Ce te-a împiedicat să nu acționezi și ce te-a motivat să acționezi? O fi fost frica? O fi fost banii? O fi fost îngrijorarea? Te-ai speriat, poate, de ceea ce s-ar putea întâmpla? În același timp, aș vrea să te gândești bine la viața ta și chiar dacă sunt anumite încercări, aș vrea să încerci să te uiți dincolo de încercare. Știu că e greu. Problemele din viața noastră au ca rezultat orbirea identificării soluțiilor. Și da, sunt conștient că de multe ori problemele par mult prea mari, mult prea greu de depășit și cădem victime în aceste încercări. Însă, Dumnezeul nostru este acela care ne cheamă să ne punem toată încrederea în El. Toată încrederea în El. Pentru noi, Dumnezeu este prima soluție, nu ultima opțiune. Sunt atât de multe lucruri pe care le putem face pentru Dumnezeu, chiar dacă suntem întâmpinați de probleme. Mai mult de atât, întrebarea ar putea fi adresată și la nivel comun al bisericii. Biserică Betania, ce faci cu oportunitatea pe care Dumnezeu ți-a dat-o? Pavel și Sila erau străini într-un loc străin. Și noi, la rândul nostru, suntem străini într-o țară străină. Textul ne spune cum au sosit. Numai târziu, nu peste ceasuri, nu peste două zile, nu peste o lună, nu peste un an, nu peste doi, peste zece, ci cum au sosit sau cum au ajuns, ce au făcut, au acționat. Au trecut la fapte. Au identificat oportunitățile și au profitat de aceste oportunități de a fi într-o cetate nouă, cu o comunitate nouă, unde probabil că Evanghelia nu a fost vestită și au acționat în ciuda faptului că deja aveau o anumită notorietate și reputație cu autoritățile din Tesalonic și cel mai probabil se așteptau să fie urmăriți. Pavel și Sila puteau bine mersi să stea ascunși undeva, însă ei au știut să profite de situația în care se aflau. Chiar dacă situația nu era prea roz, chiar dacă erau urmăriți și viața le era în pericol, ei nu s-au dat bătuți au acționat și au continuat să vestească Evanghelia, pentru că erau devotați și pasionați de a transmite mesajul Evangheliei cât mai departe posibil. Fapte nouă ne arată că după ce Pavel s-a convertit, el și-a folosit tot zelul, toată motivația anterioară de a prigoni biserica pentru un scop nou. Și acesta a fost de a pe Hristos ca Mesia. Ce faci cu oportunitățile din viața ta? Ce facem cu oportunitățile pe care Dumnezeu le-a deschis în țara aceasta? A doilea punct la care aș vrea să ne concentrăm, este devotament pentru cuvânt. Luca scrie aici că acești iudei aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic. Luca face o comparație destul de interesantă aici. Traducerea în limba engleză menționează că aceștia erau mai nobili decât cei din Tesalonic. Însă, parcă nici acest cuvânt nu este potrivit la ceea ce ar vrea Luca să sublineze aici. Pentru că noblețea are o conotație de statut înalt. Și cu siguranță nu toți erau cu statut înalt în Berea. Și în același timp, nu cred că Luca ar fi generalizat acest lucru. Și atunci, ce vrea autorul să ne transmită? Cum erau acești iudei din Berea? Cu ce erau ei mai diferiți decât cei din Tesalonic? O altă traducere menționează faptul că aceștia erau mai deschiși la minte decât cei din Tesalonic. Adică acești iudei aveau o atitudine educativă și anume că mințile lor, inimile lor, erau deschise pentru a asculta ceea ce Pavel avea să le, spune, să le spună și să le să învețe ceea ce îl caracterizează pe un om care îl cunoaște pe Isus ca Domn și Mântuitor al vieții lui și care studiază Cuvântul lui Dumnezeu, este o atitudine educativă, aș putea spune. Vrei să fii dedicat sau rededicat cuvântului? Începe cu o atitudine care să fie motivată pentru a cunoaște mai mult și lasă-te învățat și ghidat de cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că doar așa vei putea cunoaște mai multe despre Dumnezeu și planul pe care îl are El pentru viața ta. Dial Moody spunea, cuvântul te va ține departe de păcat sau păcatul te va ține departe de cuvânt. Și exact asta parcă exprimă și autorul psalmului 119, în special în versetul 11, unde spune, strân cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Pa mai mult, el continuă și strigă către Dumnezeu în versetul 12, de exemplu, unde spune, învață-mă orânduierile tale. Sau versetul 18 spune, deschidem ochii ca să văd lucrurile minunate ale legii tale. Sau versetul 27, fă-mă să pricep calea poruncilor tale și voi cugeta la lucrurile tale cele minunate. Și ar mai fi multe alte versete. Vrei să începi să fii rededicat sau dedicat cuvântului? Începe cu o atitudine deschisă. Întrebarea și provocarea pe care o am pentru fiecare dintre dumneavoastră în dimineața aceasta este Este cuvântul lui Dumnezeu sădit în inima ta? Iacov, verset, uh, capitolul 1, versetele 21 și 22 spun așa: De aceea lepădați orice este necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu plândețe cuvântul sădit în voi, care vă va, va putea mântui sufletele și fiți împlinitori ai cuvântului și nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Primul pas pentru a fi devotat cuvântului, așa cum a fost el scris pentru noi, este să fim deschiși la ceea ce vrea el să ne spună. Doi. A doua caracteristică pe care o putem identifica în acest text este râvna pentru cuvânt. Și s-a menținut și dimineața aceasta ideea de râvnă, de foame, de sete. Textul ne spune că acești oameni din berea au primit cuvântul cu toată râvna. Ceea ce ne arată, aceste, ceea ce, ceea ce ne arată aceasta este sezi, seriozitatea lor pentru cuvânt. Abordarea lor pentru a cunoaște scripturile. Abordarea lor era o abordare de seriozitate și nu superficială. Această râvnă pentru scripturi am putea o compara cu un apetit care nu poate fi satisfăcut. O foame nu știu, mare. Întrebarea pe care o am pentru tine dimineața aceasta este, ai tu un apetit pentru cuvântul lui Dumnezeu? Avem noi râvna aceasta pe care o aveau berenii? Suntem noi la fel de dedicați cuvântului ca și ei? Cine o Prește, să petrecem timp în cuvânt. Al treilea lucru pe care vreau să-l menționez este studierea cuvântului zilnic. Un alt aspect unic al acestei comunități este faptul că studiau cuvântul nu doar o dată pe săptămână, nu doar o dată la lună, ci în fiecare zi. Nu știm exact dacă se întâlneau în fiecare zi și studiau cuvântul? Însă ceea ce știm este că devotamentul lor pentru cuvânt era dovedit prin faptul că îl studiau în fiecare zi. Cel mai probabil, Pavel ar fi petrecut timp cu anumite persoane în fiecare zi și împreună cerceteau Scripturile. Acest lucru ne arată faptul că Pavel și Sila erau dispuși de a petrece timp. În discuții cu acești oameni. Pavel își lua timp pentru a sta de vorbă cu acești iudei, care, deși poate că știau multe din scripturi, totuși nu au putut identifica adevărul despre Isus. A fost nevoie de un om ca și Pavel să vină să le spună și să-i ajute să vadă adevărul profetic. Despre Hristos proclamat în Scripturi. Și când vorbim de Scripturi, vorbim de Vechiul Testament. Timp alocat studierii Cuvântului. Am două întrebări pentru tine în dimineața aceasta. Cât timp îți pui deoparte zilnic pentru studierea Cuvântului? Apoi, cât timp petreci cu cei din jurul tău în Cuvânt? Fie membri ai familiei, fie prieteni fie chiar necredincioși la locul de muncă. Acești oameni din Berea studiau cuvântul în fiecare zi cu Pavel. Pavel își făcea timp pentru ei și ei își făceau timp pentru Pavel. Vrei să fii relevant unde ești? fă timp pentru acel de lângă tine. Pentru că dacă el va vedea că îți faci timp pentru el, azi, mâine, Păi mâine. Roada sau rezultatul va fi că și El își va face timp pentru tine. Al patrulea punct. Studierea cuvântului cu atenție. Ultima caracteristică identificată în text este studierea cuvântului cu grijă sau cu o mare atenție și detaliu. Această comunitate din Berea. Atestat testat fiecare cuvânt pe care Pavel îl proclama în lumina Scripturii. Standardul adevărului fundamental pentru ei era cuvântul scris. Deși avea o minte și atitudine deschisă față de cele spuse de Pavel, ei totuși filtrau totul prin filtrul Scripturii. Standardul lor era Scriptura. Și mă întreb oare care ar, fi fost standardul, care ar fi standardul nostru în ziua de azi pentru a verifica anumite aspecte din viața noastră pe care le credem și le punem în aplicație. Credem tot ce auzim? Atenție, acești oameni deja aveau o percepție despre Dumnezeu. Știau despre Dumnezeu. Viața lor era ghidată de scripturi. Un teolog și apologet american, Greg Banson, scrie: Noi astăzi, ca și creștini, avem obligația de a supune orice aspect din viața noastră sub autoritatea scripturii. Fie sistemul de valori, vocație, emoții, deliberări, raționament și chiar și ut utilizarea de logică în viața de zi cu zi. Noi avem obligația de a ne supune viața sub autoritatea cuvântului. Vedeți voi, cei din Berea l-au testat pe Pavel și mesajul Evangheliei prin filtrul Scripturii și nu prin prejudecăți personale, politice sau culturale. Și aici sunt două lucruri pe care aș vrea să le menționez. Poți să ai Două tipuri de prejudecăți față de cineva. Pozitive și negative. Poți avea în fața ta un om în care, indiferent cât de bine a vorbit despre ISUS sau despre alte lucruri care poate te interesează, dacă deja ți-ai format o anume, anume presupoziție despre acel cineva, orice ți-ar spune, orice ți-ar transmite, tu deja ai închis rațiunea ta și inima ta de a primi ceva bun din mesajul pe care acest om ar avea pentru tine. Însă de asemenea se prea poate ca să ai în fața ta un om care să vorbească doar aberații și din anume motive, din anumite motive, să-ți placă ce auzi, chiar dacă mesajul sau ideile pot fi periculoase. Niciuna dintre aceste două exemple nu sunt bune. Ca și creștini avem datoria, obligația, responsabilitatea ca să fim deschiși la minte, să studiem cuvântul cu râvnă, zilnic, și să fim atenți la ceea ce auzim. Ca mai apoi să putem analiza totul într-un mod obiectiv, prin prisma sau filtrul cuvântului lui Dumnezeu. Însă vreau să mă fac bine înțeles. Aici nu mă refer la a folosi cuvântul lui Dumnezeu pentru a judeca pe cineva și de a găsi o parte negativă și mai apoi să-l bombardezi cu versete biblice. De multe ori văd asta și credeți-mă că nu este un lucru prea bun. De multe ori versetele aduse ca argumente pentru un anumit scop sunt scoate, scoase complet din context. și relevanța subiectului se pierde. Sau se mai prea poate ca Biblia să fie manipulată și idei eronate să fie transmise. Vedem acest lucru pe parcursul istoriei bisericii. De exemplu, arianismul, o mișcare care a tulburat biserica antică prin mijlocul secolului al treilea și începutul secolului al patrulea. lea Ei au argumentat că Biblia ne arată că Fiul lui Dumnezeu ar fi fost o ființă cerească creată la un moment dat, la un moment dat în timp. Ei s-au folosit de versete precum Coloseni 1, versetul 15, unde Pavel scrie că Isus este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Ce faci cu un om care vine și -ți spune pe Hristosul tău, Fiul lui Dumnezeu, E un Dumnezeu mai mic. Ei bine, în anul 325, la Consiliul din Niceea, această învățătură Ariana a fost declarată erezie și doctrina cosubstanțială a fost stabilită, și anume că Fiul este etern, cosubstanțial cu Tatăl și Duhul Sfânt. Dumnezeu își ridică oamenii la timpul potrivit pentru a apăra. Realitatea lui. Amen. Pentru a apărea adevărul lui. Dumnezeu ne cheamă să fim oameni credincioși cuvântului, dar în același timp să fim și înțelepți la cum folosim acest cuvânt în viața noastră. Acum vreau să te întreb, care este autoritatea din viața ta? După ce model îți ghidezi viața? Nu te întreb cât timp petreci în rugăciune și apoi în cuvânt. Poate o faci doar la biserică, poate o faci doar când te plictisești, poate o faci atunci când treci printr-o încercare, poate îmi vei spune, păi eu citesc cărți anumite, pe anumite subiecte biblice. Da, e bine că citești cărți, e bine că acumulezi informație, însă aceste subiecte nu îți ghidează viața, ele te influențează. Există o diferență între aceste două lucruri. O carte te poate influența și îți poate oferi perspective noi, însă cuvântul lui Dumnezeu este un ghid pentru viața ta. Este revelația lui Dumnezeu înscris pentru tine și pentru mine. Și ultimul punct sunt rezultatele. În primul rând, vedem că vizita lui Pavel și Sfila are ca rezultat convertirea multora. Versetul 12 îmi spune că mulți dintre ei și din femeile cu vază are grecilor și mulți bărbați au crezut. Ce este mai frumos decât să vezi cum adevărul cuvântului lui Dumnezeu impactează și schimbă vieții? Credința lor nu ar fi fost posibilă fără vestirea Evangheliei. Pavel în Roman 10 cu 17 ne spune că astfel credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui, Dumnezeu, lui Hristos. Această carte, Biblia, are puterea de a transforma, de a redirecționa, de a ghida, de a mustra și de a îndrepta viețile oamenilor care îl caută pe Dumnezeu. Sau poate care nu îl caută pe Dumnezeu. Sunt sigur că majoritatea de aici v-ați întors la Dumnezeu prin auzirea cuvântului. Fie aceasta predicat sau poate citit la un moment dat, la un moment dat în viață? Cuvântul lui Dumnezeu, folosit corect și cu înțelepciune, poate un avea un impact extraordinar în viața oamenilor. Poate schimba nu doar comunități, ci națiuni. Primul punct, cum am menționat, convertirea datorită adevărului Evangheliei. Al doilea punct este conflictul. Al doilea rezultat este conflictul. Nu te aștepta ca de fiecare dată când îi vorbești cuiva despre Dumnezeu din Cuvânt să ai o reacție pozitivă. Există multă austeritate cu privire la Biblie, însă trebuie să fim atenți cum ne folosim de Scriptură. De multe ori, nici nu apuci să ajungi la scriptură, că deja ești bombardat cu argumente contra adevărului scripturii. Așa cum am menționat mai devreme, sunt oameni care studiază scriptura nu doar pentru viața lor personală, dar sunt oameni aceia care studiază scriptura pentru a combate persoanele care încearcă să folosească scriptura pentru a transmite mesajul Evangheliei. De exemplu, L-avem pe Bart Ehrman, poate mulți dintre dumneavoastră l-ați au, ați auzit de el, care a fost educat chiar la Institutul Biblic unde, Moody, unde am fost și eu în America. Și mai apoi a continuat studiile în teologie la nivel de master. Și apoi a activat ca și pastor al unei biserici pentru o perioadă scurtă de timp. Însă încet, încet, Ehrman a început să se îndoiască de adevărul pe care îl prezintă Scriptura. După un doctorat în studii biblice a ajuns să devină un agnostic. Azi, este unul dintre cei mai temuți adversari ai creștinismului contemporan. El a participat în multe dialoguri biblice, în multe universități și a scos o sumedenie de cărți, toate cu scopul de a combate veridicitatea Bibliei. Însă asta nu înseamnă că are dreptate. Motivația lui este cu totul alta. Dar această motivație îl orbește să vadă de fapt Biblia ca și cuvânt revelat. Însă Dumnezeu are și El oamenii Lui precum apologeți care își dedică viața pentru a studia cuvântul și prezenta Scriptura ca fiind un adevăr fundamental. Un mare comentator al Bibliei care din păcate nu mai este printre noi F.F. F. Bruce, un cercetător biblic scrie despre Noul Testament următoarele Cuvinte. Dovezile scrierilor Noului Testament sunt cu mult mai multe la număr decât dovezile multor alte scrieri care aparțin autorilor clasici, a căror autenticitate, atenție, nu este disputată. Dacă Noul Testament ar fi o colecție de scrieri seculare, autenticitatea lor ar fi, în general, privită ca fiind fără îndoială. ce îi oprește pe oameni să vadă autenticitatea Scripturii? Mesajul pe care îl transmite. În dimineața aceasta am vorbit despre devotament pentru cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt care la început a fost supus multor teste, pentru care mult sânge s-a vărsat, prin care multe lucruri pozitive, dar și negative s-au realizat. Dorința mea pentru fiecare de aici este să luăm acest cuvânt ca fiind revelația scrisă a lui Dumnezeu pentru noi. În acest cuvânt, Evanghelia este proclamată. În acest cuvânt, avem tot ce avem nevoie pentru a crește în cunoștința noastră despre Hristos și în același timp, tot aici avem hrana pentru maturizarea noastră spirituală. Pavel și Sila, ucenicii, din Berea, credincioșii din Berea, Berea au știut cum să folosească cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă la început a fost o oarecare opoziție, deschiderea berenilor și pasiunea lui Pavel a avut un rezultat extraordinar, unde mulți l-au acceptat pe Isus ca mântuitor, ca mântuitor personal. Întrebarea mea pentru Biserica Betania din dimineața aceasta este... Vrei să fii și tu o comunitate ca cea din berea? Vrei să fii și tu un pavel care proclamă cuvântul indiferent de circumstanțele în care se află? Suntem pregătiți să luăm oportunitățile care le avem și să proclamăm acest cuvânt în întreaga națiune? Dumnezeu să ne ajute. Amen!